Ce ghidușă e cearta asta dintre Cioloș și Dragnea. Ați văzut? Se adresează unul altuia cu Liviu, Daciane. Și așa de nicăieri i-a luat cu securitatea. Dar mergeți mă ca bărbații la baie și măsurați-vă epoleții, ce naiba. Nu ține, Liviule, cu poveștile astea cu care te plimbi prin presă de câțiva ani de zile și cu care se plimbă colegii tăi de partid, pentru că povestea asta cu servicii e tot scoasă de la naftalin, așa odată la 2-3 ani. Prima dată a fost scoasă când eram candidat pentru poziția de comisar european și când unii din PSD vroiau această poziție pentru Adrian Severin. Ideea e că își cer unul altuia nu știu ce declarații, că n-ar fi securiști, că... Dar securiști cum? În ce sens? Ofițeri, angajați, colonei de aia în rezervă? Ce? Are ceva tupeu băiatul ăsta. Modul de acțiune al lui Dragnea ne aduce aminte de Traian Băsescu. Zi mă, ești puiuț de comunist? După care, pac, scotea el niște probe. Oricum ar merita întrebat Dragnea: boss, dama tale colaborezi cu statul paralel? De unde știi că Cioloș e securici, acoperiș sau ce-o fi el? Liviule, nu ține cu poveștile astea și mai bine ar fi să începeți voi să explicați românilor unde e bunăstarea aia pe care o promiteați în 2016 cu carioca pe tablă. Daciane, nu ține. Liviule, nu ține. A, des mă, atât. Păi ne-am făcut popcorn de pomană. Ori o dați ca lumea parte în parte, ori, păi cu un brâncel de astea pe bune. Plecăm acasă, păi ce ăsta-i film? Tu știi unde suntem noi aici? Cred că la miliție. Miliție, pe dracu. Suntem la securitate.